Salutare, dragi opeliști! Vă vom prezenta în acest tutorial cum se demontează un acumulator auto de pe o Corsa C. Ok, desfacem chederul ăsta. Da. Nu trebuie să-l desfacem de tot, zic eu. Până la aici. O să avem nevoie. Ok, apoi desfacem bornele acumulatorului. Asta e slăbit și nu cedează întotdeauna, mai ales că se colmatează aici. Se slăbește un pic cu o șurubelniță și se trage în sus. Cablul ăsta e prins aici pe o clemă. Trebuie să-l la o parte ca să avem mobilitate cât mai mare. Și ăsta de aici, la fel. Vedeți, am slăbit șurubul și el nu se slăbește deloc. De asta băgăm șurubelnița așa un pic aici. Așa l-am slăbit. Ok. De la întrebare. Așa. Ok. Aici jos avem prinderea acumulatorului cu cheie de 13. Tubulare de 13, se bagă acolo un prelungitor, bineînțeles, și îl desfacem. Desfacem de tot? Nu, dar desfaci suficient de mult ca să deblocheze blocarea. Cam atât, s-a mișcat aia deja, când se vede că se mișcă suportul ăla de jos. Șurubelnița lată, îl îndepărtez înspre mijlocul mașinii. Cred că am putea să-l dăm jos de tot mai bine, nu? Nu, pentru că după aceea o să fie greu să-l prinzi. Deci ăla se dă într-o parte. Păi nu are prea mult, nu are prea multă toleranță. Mai bine îl dăm jos de tot. Îl pun eu. Sau poate slăbi mult mai mult. Yes. Ne lasă să ridicăm bateria pe parte. Mai am o stea pe parte. Ia de cu ce asta. N-ai o șurubelniță mai zdravă în mecanică? Nu, da. Ne, trebuie să fim mult mai mult și gata. Dai un ciocan să dai așa? Nu. Desfacem de tot. Cel mai bine. Și dacă spuge ăla de acolo, după aia mă opri. Ce ăla? Ce are vreo prindere pe dedesubt? Păi da. Aaa, gata acum, am înțeles. Forță, nu? Dă-mă în culo, mă. Gata, l-am dat, uite. Așa. Și acum bate, e liber. Da, gata, e liber. Ok. Mai desface asta de aici. Desfacem șurubul ăsta de aici. Așa. Încă unul aici. Punem o mână de desubt să nu ne cadă șurubul. Să scoatem frâna de aici. Ok?
acum ăsta să ridică un pic, nu? Da. Atât. Atât, acum trage baterie. E bine să se desfacă acest suport de aici, acest șurub, acesta, se ridică cu totul și se face o curățare. Iar ăsta este cel care blochează, culisează pe ăsta aici. Ne filmez, așa. După aia, în ordine inversă, absolut totul se montează în ordine inversă. Acumulatorul cel nou. Acestea fiind spuse, eu Ștefan Tolo și vă salutăm.